Vulpea este considerată de mulți oameni a fi o amenințare pentru păsările domestice. În general, vulpile își vânează prada naturală, puține vulpi pot învăța să atace păsările domestice doar dacă acestea nu sunt protejate corespunzător. Să nu uităm că vulpile sunt vectori pentru rabie și pot transmite boala oamenilor, dar și altor animale. Salutare, dragilor, eu sunt Gabriel Icosa și astăzi vorbim despre animale. Dacă și tu vrei să descoperi alături de mine aceste creaturi minunate, abonează-te la acest canal. Vulpile sunt animale solitare și nu formează haite ca lupii. Totuși, ele pot fi parțial teritoriale. Pentru scurte perioade de timp, unele zone pot fi ocupate de un mascul adult și de una sau două femele adulte cu pui. Indivizii sau grupurile familiare au pe teritoriu unde locuiesc o vizuină principală săpată în pământ și una sau mai multe vizuini de urgență. Vizuinile altor animale, cum ar fi vizuinile pate de iepuri, sunt adesea preluate de vulpi. Gropile mai mari pot pate și utilizate în timpul iernii, în timpul nașterii și în timpul creșterii puiilor. Aceleași vizuini pot fi folosite de-a lungul mai multor generații. Căile de acces în teritoriu conectează vizuina principală cu alte locuri de odihnă, cu zone de vânătoare și zone de depozitare a hranei. Vulpile sunt terestre și nocturne sau crepusculare, pot alerga cu o viteză de aproximativ 48 de km pe oră și obstacolele înalte de aproximativ 2 metri pot fi ușor de sărit. De obicei, animalele rămân în aceeași zonă pe viață, iar puiilor se pot dispersa pe o distanță maximă de până la 400 de kilometri. Vulpile folosesc o varietate de sunete pentru a comunica între ele. Folosesc de asemenea expresii faciale și feromoni pentru a-și marca teritoriul. Feromonii sunt eliminați prin urină, fecale, secreții anale, prin glanda supracaudală și glandele din jurul buzelor și a maxilarului. Au fost înregistrate 28 de tipuri diferite de sunete și s-a constatat că indivizii au voci care pot fi distinse. Sunetele sunt folosite pentru a comunica cu alte vulpi care sunt atât în apropiere cât și foarte departe. Vulpile au simțuri excelente, așa cum sunt văzul, mirosul, care sunt foarte dezvoltate. Vulpile sunt animale omnivore, majoritatea mănâncă rozătoare, iepuri, insecte și fructe. Vor mânca și hoituri dacă sunt disponibile. Vulpile depozitează de asemenea alimente și sunt foarte bune la ascunderea lor. Au un mod caracteristic de a vâna șoareci. Vulpea stă nemișcată, ascultând și urmărind cu atenție un șoarece pe care l-a detectat. Apoi sare cu forță pentru a fixa șoarecele la pământ. Vulpea mănâncă între 0,5 și 1 kg de mâncare în fiecare zi. Cele mai multe vulpe atacate de prădătorii naturali sunt pui tineri. De aceea, puii sunt ascunși într-o vizuină și protejați de familia lor. Vulpile adulte pot fi de asemenea atacate de coioți, lupi sau alți prădători, dar acest lucru este destul de rar. Cei mai importanți prădători ai vulpii sunt însă oamenii care vânează vulpi pentru blana lor și, bineînțeles, le ucid în număr destul de mare pentru că sunt considerate animale dăunătoare. Însă vulpile trăiesc într-o gamă largă de habitate, așa cum sunt pădurile, terenurile agricole și zonele urbane. Totuși preferă locuri cu vegetație înaltă și păduri. Pot fi întâlnite de la nivelul mării până la 4500 de metri altitudine. Culoarea vulpilor variază de la roșu gălbui deschis la maro roșcat pe părțile superioare și alb cenușiu pe partea inferioară. Partea inferioară a picioarelor este de obicei neagră și coada are de asemenea vârful alb sau negru. Nasul este maro, închis sau negru. Lungimea capului și a corpului variază de la 455 la 900 de mm, lungimea cozii de la 300 la 555 de mm și greutatea de la 3 până la 14 kg.
însă masculii sunt puțin mai mari decât femelele. Comportamentul vulpii roșii variază substanțial, adesea masculii și femelele sunt monogame, însă masculi cu mai multe femele sunt de asemenea întâlniți, dar sunt și perechi care folosesc ajutoare, care nu se reproduc pentru a crește pui. Femelele și masculii reproducători pot împărți o vizuină, însă grupurile de vulpi au întotdeauna un singur mascul reproducător. Dar acest mascul poate căuta să se împerecheze și în afara grupului sau în alte grupuri. Ovulația este spontană și nu necesită copulație. Timpul exact al estrului și al reproducerii variază de-a lungul zonei geografice, prin urmare unele exemplare se pot înmulți în decembrie, ianuarie-februarie sau februarie-aprilie. Femelele se pot împerechea cu mai mulți masculi, dar vor stabili o pereche cu un singur mascul. Copulația durează de obicei 15 sau 20 de minute. Masculul va aduce hrană femelei, dar nu va intra în vizuina de maternitate. Gestația este de obicei între 51-53 de zile, dar poate fi și de 49 de zile sau 56. Litierele variază în mărime de la 1 la 13 pui, cu o medie de 5 pui. Greutatea la naștere este de 50-150 de grame a puiului și se nasc orbi, dar deschid ochii la 9-14 zile după naștere. Puii părăsesc vizuina la 4 sau 5 săptămâni după naștere și sunt înțercați complet la 10 săptămâni. Mama și puii rămân împreună până în toamnă, iar maturitatea sexuală puii o vor atinge la 10 luni. Masculii și femelele, uneori chiar puii dintr-o generație anterioară, cooperează pentru a avea grijă de puii mai tineri sau de frații lor. Vulpile ajută la controlul populațiilor de rozătoare și iepuri. De asemenea, ele pot dispersa semințele prin consumul de fructe. Vulpile sunt importante și pentru blana lor și mulți le cresc în ferme speciale pentru a le recolta blana. Per ansamblu, populațiile de vulpi roșii sunt stabile și sunt clasificate cu risc scăzut de dispariție de către IUCN. Dacă ți-a plăcut acest episod, nu uita să apreciezi clipul, să-l distribui și prietenilor tăi, abonează-te, o poți face chiar aici. Dacă nu ești abonat la acest canal, unde împreună descoperim minunata lume a animalelor. În partea mea stângă am alte două clipuri pe care te invit să le vizionezi și până data viitoare nu uita să observi, să asculți și să înveți de la natură.